cam aici aș vrea să stau. Nu știu dacă se vede. Cam dubios să stau așa. O să gesticulez, gen. Salutare! Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect cu care am rămas oarecum datoare de ceva vreme. Acum ceva timp am scris pe blog despre băieții din ziua de astăzi și cum se cred ei cool din anumite puncte de vedere. O să las link jos în descriere să vedeți despre ce este vorba. Astăzi vreau să tratez celălalt subiect sau să mă iau de cealaltă tabără. Voi vorbi despre fetele din ziua de astăzi și ce fac ele atunci când vor să pară cool. Primul punct. Prima chestie care mi-a venit în minte atunci când am vrut să vorbesc despre acest subiect al fetelor din ziua de astăzi, observând eu așa, mergând pe stradă, în mașină, RATB, la stop, la semafoare, la nu știu ce, am văzut grupuri de fete și în general e una mai cu moț așa, e cea mai fashionistă dintre toate. Și atunci eu am denumit-o Coca Flanel. Da, Coca Flanel este cea care inițiază trenduri în grupul ei de prietene. De ce nu este treaba asta cool? Prietenele ei vor să fie ca ea, fie că li se potrivește sau nu acel stil. Și mai mult decât atât, de cele mai multe ori le veți vedea că nu au bun gust. Țin neapărat să aibă ultimele vestuțe, ultimele cămășuțe, ultima tunsoare din 2018, dacă se poate, deși nu le avantajează, deși nu știu să le combine încă. Fiecare face fix cum îl taie capul. Doar că ar trebui să se oprească în partea ei, în grădina ei, fără să le mai influențeze și pe celelalte. Sau poate ar trebui celelalte să nu se mai ia după una singură și să aibă personalitate, să poarte fix ceea ce le avantajează. Eu așa consider că ar fi cel mai ok. Există foarte multe tinere, într-adevăr, care se îmbracă cu foarte mult bun gust, le admir tot timpul, îmi pare că au o anumită maturitate pe care eu, la vârsta respectivă, clar nu aveam. Pita mea, gata, uite, mergi la negru. Nu vă bateți! Lasă-o în pace! 2. Unghiile false. Și mă refer aici la unghiile acelea hidoase, pe care nu prea le suportă nimeni, dar multe fete le poartă. Genul ăsta. Cârtiță sau ghiare de pui. Păi sunt urâte. Nu ești cool dacă aia se poartă peste oceane, peste mări și țări, pe alte planete recent descoperite. Nu e cool. Din nou, o părere subiectivă. Doar că părerea asta este împărtășită de foarte mulți oameni. Și până la urmă, oricum nu contează. Dacă ție îți plac... Nu. Există și unghii false super drăguțe. Există oja semipermanentă, la care am apelat și eu de vreo 2 ori. Sunt unele modele care pur și simplu arată super ok. Dar modelul ăla... Nu. Alo, fata? Nu ești cool dacă mesteci gumă cu gura deschisă. Sau mesteci gumă, oricum ar fi. Băi, nu. Nu. Nu mestecați gumă, nu vă face cool, nu aveți o atitudine de daddy's bad girl, mai știu ce, cum a apărut asta din Batman, bla bla, nu știu că nu m-am uitat, dar toate puștoaicele au preluat modelul ăla de fată rea, cu codițe, cu baloane, cu... Nu. În fine. 4. Îmbătatul! Băi, nu e cool. Nu e cool să te îmbeți tot timpul la fiecare ieșire în oraș. Puștoacele din ziua de astăzi
ies în centru vechi, se îmbată și pleacă duse pe brațe acasă. Atâta timp cât nu ai dat bacul și nu l-ai luat, nu ai motiv de petrecere, când nu ai o dizertație luată, mă rog, licență, dizertație luată, nu e motiv de petrecere. În rest, vorba aia, cincin la un majorat, la o petrecere, se mai acceptă din când în când. Dar faptul că ești săptămânal și vrei să atragi atenția asupra ta, că, vai domne, ce cool ești tu în momentul când stai și îmbrățișezi prin bude, în cluburi, nope, nasolică. Punctul următor e, nu știu cum să încep, nici nu prea se mai referă doar la vârsta aia 12, 19, 14, 19 sau 21 sau, mă rog, nu se mai referă la vârsta aia, ci se poate extrapola peste toate cercurile de fete. Toate cercurile de fete, adică, și mă refer la de la 3 în sus, 4, au o bârfitoare, cum s-o mai numesc, ceva mai academic. Nu, bârfitoare, bârfitoarea grupului. Păi nu e cool. Știu că parcă te mănâncă limba să spui ce-ai vorbit cu aia azi dimineață și seara când te întâlnești cu ailaltă să-i spui despre ailaltă și cu ailaltă a doua zi când te întâlnești în banca de la geam unde stați împreună de 4 ani de zile în liceu, să-i spui ce ai mai vorbit cu aia seară și cum s-a despărțit aia de ălaltă și cum nu știu ce. Nu e ok. La un moment dat, cele două se vor întâlni, vor pune cap la cap niște lucruri, iar tu vei pica ghici cum. Altfel decât o tipă cool. Există fete care pur și simplu se hrănesc din energiile negative ale celor din jur. Adică sunt probabil niște persoane conflictuale. Și atunci, mai pe românește, bagă fitile. Cum ziceam și mai devreme, nu numai că bârfesc, dar exagerează niște lucruri cu scopul de a stârni niște reacții negative din partea unei persoane. Ca mai apoi, la fel, exagerând aceleași reacții, să meargă dincolo să bage fitile. Nici asta nu e cool. Probabil ele se consideră importante că uite ce stârnesc ele în oameni. Nu. Nu știu dacă ar fi meritat să fac chestia asta aici. Pierdem timpul cu asta? Cred că și eu la rândul meu prea le-am băgat în seamă. Aici, în filmuleț. Că în rest... Nu mai știu al câtelea punct e, nu mai contează, le numărăm după aia. Nu ești cool dacă exagerezi din orice punct de vedere. Mă refer la vestimentație, la comportament, la orice. Băi, oricum exagerările nu sunt bune. Dar în momentul când, pentru 3 like-uri în plus, știți discuțiile despre fetele din ziua de astăzi care pentru like-uri se dezbracă pe Facebook, care fac live-uri aproape ca pentru video chat sau mai știu eu ce, se întâmplă. E un fenomen deja, nu că se întâmplă. Și atunci, poate dacă vezi chestia asta, termină. Nu mai facem. Nu te mai dezbrăca pentru like-uri, nu mai face chestiile astea și știi că postările pe Facebook sunt trecătoare? Va trebui pe viitor să faci și mai mult, și mai mult pentru acele 3, 5, 8, 10 like-uri în plus. Până unde se ajunge? Sau până unde crezi tu că vei fi dispusă să mergi? Încă ceva. Apropo de dezbrăcatul și... cele câteva like-uri în plus pentru faptul că ți arăți niște creieri mai jos poziționați de gât, bă, eu zic că ar trebui să te gândești de două ori în momentul când accepti invitația unui bărbat care are cel puțin 30 de ani, imatur din punctul meu de vedere, dar asta e cu totul altă discuție, care îți spune cât de frumoasă ești și cum s-a îndrăgostit el de tine și de cât de deșteaptă te consideră în momentul când a văzut ce poți scrie la o poză în care tu te arăți în toată filozofia ta cu citatul ăla pur și simplu l-ai dat gata. Deci a zis, Doamne,
fetița asta, fetiță, da, dar fetița asta e pur și simplu, e nemaipomenit, e inteligentă, e, uite-mă ce citat din Dan Puric a dat lângă o poză de o frumusețe extraordinară, dar nici nu mă interesează frumusețea aia, pe mine mă interesează frumusețea interioară. Eu am 30, are 17, cui pasă? Dragostea nu are vârstă. Băi, nu ești cool. Chiar dacă tu așa crezi inițial că, vezi, Doamne, ești cool printre prietenele tale, printre colegele tale, că umbli cu unul care are de două ori vârsta ta, să știi că ăla nu te apreciază pentru filozofia ta de viață, care o fie aia la vârsta ta, ci pentru like-urile alea în plus pe care tu ai, ți-ai dorit să le câștigi. Și asta nu e cool, absolut deloc. Bun, am tot vorbit de tot felul de chestii, de nu știu ce, diferite de la băieți la fete, e momentul să spun și chestii comune pe care le-am tratat și în articol. Cred că o să fie un fel de oră de dirigenție. Ia uite-o, domne, și pe asta ce a venit ea să ne agațe pe noi. Tu nu știi, domne, că în vloguri acum se înjură ca să se uite lumea la tine? Nu face chestii de-astea, că nu o să se uite. Și targetul în vremurile astea trebuie să se seteze începând cu 13 ani și 19 ani dacă vrei multe vizualizări și multe like-uri și multe live-uri și multe tot ce cu uri la sfârșit. Dar poate cine știe, vezi chestia asta și te pune un pic pe gânduri. Bun, ora de dirigenție, cum am zis și în partea cealaltă în articolul Alo, băiatul, nu e ok să vorbești urât cu părinții tăi. Băi, nu e ok. Indiferent ce ți-ar spune, da, o să spuneți, băi, dar nu mă înțelege, nu știu ce, așa e impresia acum. O să derulez banda la un moment dat peste 10 ani și o să zici, băi, ce prost eram. Sau proastă, mă rog. Deci, nu te purta urât cu părinții. No way, nu ești cool. Nu ești, chiar dacă unii cască ochii la tine și spun, vai, domne, ia uite-l pe ăsta, vai, sau uite-o pe asta, cum a vorbit ea cu măsa, ce mișto, ce nu știu ce. Băi, nu. Nu e cool. Pur și simplu, cool ești tocmai când îți respecti părinții. Pur și simplu îi suni ca să le spui că întârzi 10 minute afară. Când îi întreb ce părere au despre alegerile tale de orice fel și așa mai departe. Părinții sunt cele mai importante persoane din viața noastră ever. Nu în perioada aia, nu cât ai nevoie de ei, nu. Pentru totdeauna. Pe bune. Ora de dirigenție 2. Nu mai stâlciți limba română. Nici în scris, nici în vorbit, nici în fămâmă, niciun alte chestii. Nu, nici capa, nici... Nu mai vorbesc de chestii astea. Bă, dar în general, adică... Cât de cât voi vă mai înțelegeți onomatopee și atât? Atât la nivelul ăsta vă complaceți? Adică nu e cool. Cool probabil era acum vreo 12 ani, pe vremea Mircului, când plăteai cu ora la internet și chiar trebuia să scurtezi cuvintele ca să poți să legi 2-3 conversații. Acum nu, ai WhatsApp, net, gratuit, bla bla bla, și de mii de aplicații pe care poți să vorbești. Fă-o. Dar respectând limba asta română. Fetelor, școala nu este club. Îmbrăcați-vă adecvat. Nu zice nimeni de băsmăluță, nu zice nimeni de uniformuță, cu mașetuțe, cu guleraș, cu curcubeu ăla, știi, nu cred că știți. Dar oricum, băi, nu e club. Nu cu dalea, nu cu... Da. Apropo de vestimentație, cam așa am zis eu să mă îmbrac astăzi. Vreți să vă arăt și mai jos? Fac ca la știri. Frumos aici, nu știu ce, și în partea de jos am niște pantaloni de pijama. Da, ca să mă simt în largul meu, cum s-ar spune. Păi da, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne mai auzim și data viitoare cu un alt vlog filmat tot aici la mine în vlog. Și da, nu uitați să dați like, share... Pana mea, nu știu, cu share-ul, deci lovește oamenii acolo unde îi doare cel mai tare. Uite, mă cere să-i dau share. Nu vă cer să-mi dați share, măcar like-ul și subscribe dacă ți-a plăcut, v-a plăcut. Eu cred că aș da.